În continuare discutăm despre un subiect care e destul de actual, să zic așa, e destul de la modă, pentru că vorbim foarte mult despre ce înseamnă să fii curajos, despre ce înseamnă să fii bărbat. Iar apropo, să știți că recent s-a desfășurat Gala Bărbăției, este o gală care se desfășoară de ceva vreme la noi în Republica Moldova, iar următorii noștri invitați sunt trei bărbați, în adevăratul sens al cuvântului, care sunt laureați ai acestei gale. Așadar, este vorba despre Igor Popov, Nicolae Carauș și Vitalie Rusu. Toți trei sunt pompieri în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara! Bună seara! Sper că am zis totul corect și v-am prezentat așa cum trebuie. Felicitări în primul rând pentru ceea ce faceți și pentru început vă rog să ne întoarcem un pic în trecut și să ne spuneți cum ați ales această profesie, această carieră. Da, dacă se poate oferi cuvântul la cel mai vechi în profesia care noastră. Este Vitalie. Da. Da. Bună seara. Vreau să vă spun că deja activez de 18 ani. Pasul acesta nu a fost așa de dificil, dat fiind faptul că am crescut în anturajul acesta, adică foarte aproape era locuința de detașamentul Salvatoș Pompier Botanica. Și mai ales că tatăl meu a fost pompier la rândul lui și mi-a sugerat să vin, să intru în, rândurile pompierilor, salvatorilor. Așa. Deci iată că în cazul vostru acest vis, pentru că foarte mulți copii, foarte mulți băieți își doresc să aleagă această profesie, să fie salvatori, să fie pompieri. Când suntem mici, cam vrem toate profesiile care le cunoaștem sau care le vedem cel puțin la televizor, vrem ca pe moment să fim măcar câte ceva timp din această meserie, dar până în final ajungem mari, maturi și conștientizăm ceea ce vrem să ne alegem și ceea ce ne place mai mult să facem. Și atunci, în cazul dumneavoastră, Nicolae, această alegere a fost greu de luat sau tot așa? Nu, deja lucrez mai puțin timp ca domnul Vitali, de 4 ani am în acest domeniu. Până la am decide în final și în prezent tot sunt sportiv de performanță și pe lângă faptul că practic sportul, aveam și timp liber, plus la asta nu avem ocupație. Și în acest cu părinții, cu rudele am luat plus la asta de la alți prieteni care tot își fac serviciu în pompier, am fost încurajat și am decis să iau meseria de pompier. Așa, am înțeles. Igor, și în cazul dumneavoastră, cum a fost? Eu mi-a propus un prieten, eu am venit aici la serviciu, mi-a plăcut și lucrez 2 ani. S-a întâmplat vreodată să regretați că ați ales această profesie? Nu, au fost perioade dificile, dar am trecut cu brio, adică tot timpul în serviciul nostru sunt perioade mai dificile și mai ușor. Noi însă trecem, ne încurajăm unul pe altul, suntem ca o familie. Pentru că suntem o echipă destul de mare și vă dați seama că dacă am fi doar unul singur, pe moment te blochezi sau ca orice persoană, sunt momente când vrei să cedezi. Vrei să cedezi, vrei să lași totul și să nu mai faci această ocupație. Dar în echipă suntem ne încurajăm unul cu altul, da. Plus la asta că suntem nu suntem doar de vârsta mea sau de vârsta la domnul Vitali sau Igor, dar suntem așa un mix de vârste. Plus la asta, din fiecare avem câte ceva de învățat și de luat exemple care pe parcurs ne prind bine chiar în activitate, plus la asta și în viață. Așa, Nicolae, deci dumneavoastră lucrați de 4 ani în acest domeniu. Vitalie este cea mai mare experiență, 18 ani. 18 ani și jumătate. Și jumătate. Și Igor, dumneavoastră? 2 ani. 2 ani, deci așa, cel mai puțin deocamdată. Au fost momente care v-au rămas în minte, un anumit caz, o anumită persoană pe care ați salvat-o, pe care ați ajutat-o și care v-a rămas în memorie? Se întâmplă asemenea situații?
Cazuri sunt multe, noi nu le mai ducem la număr, viețile salvate, însă cazurile, da, cazurile se memorează, persoanele mai greu se memorează, dar cazul 100% se memorează. Uh-huh. Igor? Cazuri destul de interesante și hazlii au fost. Da, imediat vreau să auzim, dar vreau să-l auzim și pe Igor. Cazul care era anul la Iazul, la Smeorcă, cum se numește. Asta e, așa era așa ceva. Am înțeles. Noi prin filme mai vedem de multe ori că pompierii sunt chemați și să ajute, evident, în situații care nouă ne-ar părea că nu sunt atât de grave. Animale de companie, pisici care se rămân blocate în copaci și așa mai departe. Cum sunt pentru voi aceste situații? Da, asta nu doar la televizor se întâmplă așa, și în viața reală. În filme, dar avem chiar cazuri reale în care când auzim deja ne înflă puțin cam râsul, salvăm pisica din copac. Da, e, și iar să vorbim, înainte nu se mai sunau la toate, să spunem așa, toate mărunțișurile să intervină pompierii. Acum puțin persoane s-au deprins, populația s-a deprins cu serviciul de pompieri și în caz că se întâmplă, fie chiar și s-a blocat în, spun, cel mai simplu, ai luat pisica și ai scos-o, care poți să facă și un simplu cetățean, ei nu, trebuie să suni la pompieri, plus la asta, în acest moment, noi deplasându-ne la intervenție, da, scoatem pisica, în altă parte poate să se prindă ceva mai grav și să nu reușim să salvăm, poate să fie chiar și o persoană. Deci asta este un, da, fel, este un sfat, un sfat pentru că înainte altfel se mobiliza populația pentru anumite situații da, care sunt nu atât de grave. Așa. Noi avem niște imagini video și aș vrea să le vedem și să le și comentăm, să ne explicați voi ce se întâmplă acolo. Imediat colegii din regie ne ajută. Iată, de exemplu, aici, ce se întâmplă? Da, aici este cazul recent care a avut loc, două cazuri recente a avut loc luna trecută. Am, împreună cu echipa noastră am extras două persoane din lacul, din Iazul, de la porțile orașului, cum majoritatea cunosc Vasmiorca. Acolo am extras în primul caz, aici este o domnișoară, în primul când resuscitarea se acorda primul ajutor era un băiețel în vârstă de 12 ani. Și aici deja am predat la ambulanță, până la fața locului, noi am ajuns primii la fața locului, noi practic în 6 minute, după asta am calculat timpul de la unitate până la fața locului, a ieșit undeva în 6 minute. Noi practic am încălcat multe reguli de circulație ca să ajungeți la până într-un final. Toți sunt sănătoși, toți se bucură mai departe de toate momentele frumoase, dar vă dați seama, dacă, cum am spus mai devreme, dacă era fi fost noi la alt caz cu pisica, de exemplu, în așa caz era să fie, da, deja poate pentru cineva era să fie târziu. Da, înțeleg ce spuneți. În general, atunci când, iată, există o asemenea situație, primiți un apel, știți că e vorba de o situație gravă, ce se întâmplă în mintea voastră? Cum vă comportați? Sau care trebuie să fie starea voastră de spirit? Păi, în momentul ce se dă alarma și aflăm din prima sursă care e situația la fața locului, noi menținem legătura cu dispeceratul, unde ni se prezintă informația mai detaliată despre caz și, în dependență de caz, luăm decizii. Numărul de efectiv care trebuie să fie antrenat în salvarea persoanelor și metodele pe care le aplicăm în diferite cazuri. Uh-huh. Caz la caz nu se repetă, fiecare caz este unul individual și necesită anumite măsuri care noi pe parcursul timpului deja le-am însușit. Le-am însușit pe perioada. Da, avem careva, nu spunem, nu reguli, dar ne bazăm după careva criterii când în echipă.
în echipa noastră este, de exemplu, dat, de exemplu, arde coș de gunoi sau arde automobil. În dependență de asta, noi deja între noi avem așa un algoritm după care intervenim, pentru că nu putem să intervenim toți odată, să luăm țeavă și să stângem tot. Sigur. Eu, de exemplu, eu am să iau țeava, celălalt încearcă să deschidă mașina și tot așa. Deci, este un algoritm, spunem, de echipă. Fiecare știe ce da, are de făcut. Fiecare știe însărcinarea. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mai așteptăm cu drag, pentru că aveți o profesie extraordinară, o profesie pe care n-ai cum să o faci dacă nu, dacă nu-ți place și dacă nu vine din interiorul tău. Așa că vă felicităm și vă mai așteptăm, așa cum spuneam. Mersi.